Bun găsit, domnule și domnule, discutăm în această seară despre lucruri care se întâmplă în Comuna Galățeană Liești. Invitatul meu este primarul din Liești, domnul Iulian Boț. Bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara. Primul subiect vreau să începem în forță. Sper să reușesc să discutăm tot ce mi-am propus. Vreau să vorbim despre grevă, despre greva profesorilor. Bine, înainte de asta și-a luat-o ca o jumătate de glumă. Bănuiesc că nici mea să nu sunteți mulțumiți de salarii pe primărie, mea să nu intrați în grevă. Da, noi nu avem voie să facem grevă, domnule Jașcu. Dacă profesorii au anunțat o grevă la nivel național, pot să spun că la Liești nu a fost o grevă 100%. Au mai fost și cadre didactice care au venit la cursuri, au făcut ore. Mai puține, dar s-au făcut. Adică un fel de spărgători de grevă sau nu erau afiliați unui sindicat al meu? Sau pur și simplu au zis că copiii merită? Mai sunt unii care s-au gândit la copii. Mai sunt unii care au rate la bănci. Și vedeți dumneavoastră că pe această perioadă a grevei cadre nu sunt plătite. Dar dacă unele voci critică cadrele didactice și această grevă, eu pot să vă spun și mi-asum ceea ce zic, cadrele didactice au dreptate. Au dreptate, stați un pic. La ce au dreptate? Cadrele didactice sau la face grevă în perioada asta? Au dreptate, deci această grevă este îndreptățită. Și să vă spun, haideți să ne aducem aminte anul 2010, când cadrele didactice de la Liești au făcut grevă. Deci singurele cadre didactice din județul Galați care au făcut grevă 3 săptămâni. De ce? Pentru că întotdeauna guvernanții, până ce ajunge la fotolii, sunt numai lapte și mere. Când vin, uită. Deci să dăm un pic în urmă și să vedem că această grevă era anunțată, deci sindicaliștii și profesorii cam discutau cu guvernanții și toți i-au amăgit că le măresc salariile, că le măresc salariile și nu le-au mărit. Dar nu știu problema dacă sunt bani, este, nu știu dacă sunt bani să mărească salariile. Un piculeț. Când erau în, deci nu cadrele didactice sunt de vină. Sistemul, domnul Jașcu. Sistemul este de vină, pentru că nu s-a făcut nimic pentru învățământ. Nu s-au făcut reforme, nu s-au făcut, ca de altfel, și în alte domenii în care legea trebuie să troneze. Noi degeaba ne supărăm, domnul Jașcu, că nu ne-au primit în Schengen. La noi nu funcționează statul de drept. Ei, nu știu acum... Și atunci, dacă eu știu când au făcut numai cadrele la Liești grevă, știu câte presiuni s-au făcut. Mie mi-au făcut dosar penal și mie și soției mele. Soția era directoare la școala 4, da? Și ca să îți vină plic acasă, că s-a început urmărirea penală, ca să te cheme la prefectură și era Cosmin Păun, prefect, și te amenința că te dă afară din învățământ. Și cât și mai câte anomalii, am mers odată, m-a chemat regretatul Răzmăriță, Dumnezeu să lete. Știu că a venit, mi-aduc aminte că a venit la Liești. M-a chemat la ISJ și a ieșit o doamnă, nu mai știu cum o chem, Nedelcu, am impresia. Da, mă rog, nu le-am. De la ISJ și o întreabă cineva, eu stăteam în anticamera acolo la secretariat și dar ce faci, dragă? Zice, păi mă chinui cu tâmpiții ăștia de la Liești. Și eu spun, bună ziua, doamnă, sunt primarul la Liești. Nu mai spus nimic. Cum? Adică dacă cineva cerea drepturile, în 2008, când Tăricianu spunea că nu sunt bani pentru mărirea, când legea aia 2-2-1, parcă. Dar nu știu numărul. Sau 2-2-9, dar cred că 2-2-1. Da. Și Tăricianu era premier și a spus, nu sunt bani, nu sunt bani, nu sunt bani. Toți au votat pentru mărirea salariului. Ce că veneau alegerile în toamnă? Da. Mă rog, și când au ajuns băieții, ce au făcut? Hai să o prorugăm, hai să amânăm. Nu poți. Guvernul Boc dă o ordonanță de amânare a punerii în aplicarea hotărârilor judecătorești, că noi de-aia am intrat în grevă, adică eu nu, cadrele didactice de la Liești. O dai în martie și zici începând cu 1 ianuarie. Dar noi ce facem? Botezăm copilul înainte de a-l naște. Știu, dar acum nu mai are treabă. Boc e primar, acum nu mai e prim-ministru. Totuși, deci, da. Haideți ca să o luăm așa încet, încet. Azi. Și să vă spun că au dreptate. Acum, deci i-au ținut, dar vedeți dumneavoastră, v-am spus sistemul.
De ce nu au făcut reformă? Acum vă dau și dumneavoastră, că ați spus de drepturile salariale, vă dau dreptate într-un fel. Sunt și cadre didactice care nu-și merită acest salariu. Păi, nu zic de la Liești. Nu spun de la Liești. Putem duce pe mai multe paliere. Domnul sunt Jașcu, și profesori, domnul Jașcu, din păcate. Pentru că dacă, vă spun iarăși, revin, că e sistemul de vină, fă evaluare profesorului și dă-i salariul după evaluare. Păi adică, asta nu se face. Stați în domnul Jașcu, la evaluare sau profesor picați la titularizare. Am mai spus de atâtea ori. Am mai spus de atâtea ori. În administrația asta, că e locală, că e centrală, care este cancerul societății românești. Deci nu funcționează principiul meritocrației. Am văzut emisiuni, nu spun care. Păi chiar vă rog. La România te iubesc, când dădeau, întrebau, era o profesoară undeva la mine, din județul Vaslui, profesoară de engleză, și care a întrebat-o cum se pronunță litera H în engleză. Și n-a știut. Știți, mă uitam așa cât se simțea și jenant. Aia de ce trebuie să aibă un salariu de 6.000 de lei cât are o profesoară de la Liești sau de la Galați care învață, care merg și la olimpiadă? De ce trebuie să aibă? Sunt unii profesori sau învățători sau educatori care sunt doar au rolul de supraveghetor. Nu poți, dumne, în clasa a patra, când ai terminat, să ai copil care să nu știe să citească, să ai copil care să nu știe să socotească. Deci chestii elementare. Atunci pentru ce ai fost plătit? De aia v-am spus că sistemul trebuie să facă o reformă. Sunt cadre didactice, plătește pe ăla care muncește, dă-i și 3.000 de euro. Bun, că nu, dar până e, se va face reformă, deocamdată dascăli sunt în grevă, chestia asta afectează probabil examenele, nu uităm de bacalaureat care bate așa la ușă. Este. Bacalaureatul. Haideți că examenul de capacitate sau evaluarea națională la cei de clasa 8-a, deci cam deodată ei rămân în România. Poți să-i mai amâni. Gândiți-vă la cei de clasa 12-a, săracii copii care s-au pregătit, care voiau să meargă, să se înscrie la facultăți în afară. Păi, aia pierd trenul, corect. Aia pierd trenul, păi, asta Jașcu. Tot discutăm și noi vorbim. Profesorii ăștia care ar trebui să fie totuși ca idei, ca și brează. Zici profesor, zici intelectual. Înțeleg, ai niște formule, niște mijloace de a protesta cumva. Dar aici e un boicot puternic la care, zic eu, că se duce mai jos de pragul ăsta al intelectualului, cum vreți să-l vedem. Acum, adică privează copiii noștri, pe ultima 100 de metri, de niște lucruri, cum ar fi dat un examen, da? Nu s-au încheiat mediile, fiecare, mă uit, la o școală se duc profesor, la altă școală nu se duc. Alaltă, la Galați, la unul din licee s-au dus 9 profesori, ieri s-au dus 18. Nu mai știi care e în grevă, care nu e în grevă. Ce se întâmplă? Ieri am fost la o școală care a fost invitat la o festivitate de... la un curs festiv, că era... Da, la sfârșit de an școlar. Nu, la clasa 8-a. Așa. Deci mi-era milă, am spus câteva cuvinte, mi-era milă de acei copii. Pentru că tu îi faci festivitate, iar el nu are mediile încheiate. Păi asta zic și eu. Păi la băiatul meu cel mic, la școală, au făcut cursul festiv, n-au mediile încheiate în totalitate. Au numai, mai mult de jumătate, da. Dacă ar fi legea cum trebuie, de aia v-am spus că sistemul este divin. Nu sunt vinovate cadrele didactice. Fă o lege și legea trebuie să fie... În România trebuie să fie respectată. Bun, și am mai și spus, nu numai în învățământ, peste tot. Am venit de atâtea ori și am spus la executările silite. Ce pățim? Stăm și spunem că nu sunt bani în România. Nu se poate, domnul Jașcu. Că să nu fie bani. Bun. A, că nu reușim să-i strângem pentru că toți șmecherii îți prevalează și o dau așa cotită. Atât timp cât ai niște banii potriții trebuie... legislative, te folosești. Deci știți cum este vorba? Lacătele sunt pentru oamenii cinstiți. Deci, domnul Jașcu, haideți să fim toți, să fim corecți, să ne plătim impozitele și taxele și atunci să vedem că nu mai, să simțim, nu să vedem, să simțim că nu mai suntem furați, să simțim că nu mai suntem mințiți, pentru că nu se poate. Deci păcat de poporul ăsta nostru, poporul român, vedeți și dumneavoastră că vin străinii la noi și se simt bine, iar noi ce facem? Ne batem în joc. Iar revin la educație. Un popor needucat este un popor ușor manevrabil, domnul Jașcu. Corect. Da, asta deci acești copii care abia termină clasa 8-a și care nu sunt educați, rămân pe umerii societății, rămân ajutor social, trebuie să stăm și ăștia pentru noi. Noi acum muncim. Cei care sunt ieșiți la pensie, că e mică, că e, cum este pensia, o primesc.
trece luna și primește pensia. Dar pentru noi cine o să muncească, domnul Jașu? Nu știu, muncim tot noi. Cine? Că tot putea, ne scuza pensii. Sistemul ăsta din pensii românesc e un sistem tip Caritas. Bun. Când nu mai are cine să cotizeze. Dar sper că și guvernanții noștri se gândească, trebuie găsit o soluție și din partea guvernanților și din partea sindicatelor, măcar să se încheie cum trebuie anul școlar. Iar toată vara să negocieze, adică de la 15, la 1 septembrie să înghețe anul școlar. Bine, dar bun, deci trebuie neapărat o rezolvare a acestei situații și o reformă din aia mai vede. Deocamdată să vedem ce s-o rezolva, nu ține de noi. Bun, aș vrea să discutăm un pic despre un proiect, o promisiune de-a dumneavoastră făcută lieștenilor privind asfaltarea. Mai aveți o bucățică de comună de asfaltat? Cu 10 și cu 10 vreo 20 de kilometri din 70. Bun. Păi, ați trecut de jumate, mai aveți un sfert. Bun, faza e că oamenii au mai văzut, ieșind cu declarații, cu proiecte, le spuneți ce faceți, dar spune, băi, a fost primarul, a zis că asfaltează și uite că nu mai asfaltează. De ce nu asfaltați? Chiar emisiunea trecută ați spus că ați dat drumul la tot ce trebuie și începeți asfaltarea. În emisiunea trecută nu eram contestat. În ultima zi, când trebuie să, cum prevede legea, au apărut două societăți care au contestat societatea câștigătoare. Iar acum suntem la Comisia Națională de Soluționare a Contestațiilor și așteptăm. Dar sunt niște contestații, niște motive nefondate. Nefondate. Deci, din avion se văd. Dacă o societate, când a fost exclusă partea tehnică, și i s-a dat acolo, uite, asta, n-ai făcut asta, n-ai făcut asta, ne-a trimis pe mail și zice, am omis să vă dau actul respectiv, dar eu l-am. Domnul Jașcu, vorbeam mai înainte de educație, când te-ai dus la un examen, chiar dacă știi cât face 8 ori 10, dar dacă nu l-ai scris, ai omis, ai pierdut, la fel și la contestații, la licitații. Da. Dacă tu ai omis, ai fost, că dacă îl primesc pe ăsta, mă contestă celălalt. Păi, dar de ce l-ai primit, frate? Pentru că eu sunt obligat ca să le pun la dispoziție dosarul achiziției. Da? Și atunci, acum, deci, nici nu se fac, să spunem că, băi, facem golănii, facem, totul e electronic, da? Foarte bine, un lucru bun. Electronic. Eu eliminam orice suspiciune. Iar revin la sistem. O să spuneți că am ceva cu sistemul. Da, am. Pentru că seara asta sunteți supărat pe sistem. Domnul Jașcu, nu avem legi, de asta vă spun. Dacă tu ai venit, că ați spus toți, aduceți-vă aminte, parlamentarii noștri, o să dăm o lege a achizițiilor publice în care contestațiile nu o să mai fie chiar atât de la îndemâna fiecăruia. Ar fi bine. Domnul Jașcu, în momentul când ai contestat, trebuie să plătești. Dacă nu ai dreptate, ai pierdut banul. Dar acum ei se duc de punul garanției la CNSC. Da. După care și-o retrag. Câștigă, nu câștigă, își iau banii înapoi. A, te-ai dus în instanță, dacă nu toți ați făcut răspunsul de la CNSC. Ia stai, tată, cât e valoarea proiectului la Lești? 190 de miliarde, da? 190 de miliarde. Ia pune tu aici în garanție, în bancă. Și dacă ai pierdut, ai pierdut 190 de miliarde. Să mai vedeți dacă atunci ești mai vine. Da, noi am mai vorbit despre legea contestației, este o anomalie, cumva, deci, posibilitatea unor. Dumneavoastră înțelegeți problema contestațiilor, dar omul de rând de la Leș care așteaptă acest proiect de 4 ani de zile, nu mai are răbdare. Și zice, iar începeți. Ce vă spuneam eu în urmă când mai veneam la emisiuni? Vreau să mă apuc, domnule, înainte de a începe campania electorală, că omul așa spune. Zic eu la anul, când e an electoral, nu vreau să fac nimic. Vreau să stau la umbra realizărilor. Și pentru că spunea, mi-au spus oameni pe stradă, domn primar, dar strada noastră, zic, domnule, suntem în contestație, e clar, lasați, faceți la anul, că sunt alegerile, de asta doar ne faceți. Păi, și eu mă simt prost, pentru că eu nu i-am mințit niciodată, dar la un moment dat nu mai ești înțeles. Din a cui cauză? Din cauza sistemului, domnul Jașcu. Da. Iar cei care fac matrapazlăcuri, care încearcă să trucheze licitații, n-au decât să putrezească în pușcărie ei. Da, corect. Mă rog. Și așa că cu asfaltarea cu cât, dacă
am trimis la Comisia Națională de Soluționare a Contestațiilor săptămâna de dinainte de a fi liberi. Deci în jur de 2-3 săptămâni s-ar putea, cred că până la sfârșitul lunii, să știm și soluția la această contestație. A, și în funcție de asta... În funcție de asta, să putem să ne apucăm de treabă. Bun. O altă problemă ridicată, asta e problemă, cum să spunem, de zi cu zi. Deci toate mail-urile care vin sau mesajele pe rețelele de socializare de la Liești conțin obligatoriu, mă rog, cel puțin 20% sunt legate de salubrizarea comunei. Adică Domnul Jascu, e bine, nu e bine, că nu e bine. Curățenia costă. Bun. Curățenia, întreținerea spațiilor verzi costă. Lumea plătește, dar dacă îți dă 5 lei și scoate gunoi de 50 de lei, aici e problema. Totuși, la salubrizare, acum am mai căutăm în Germania, am găsit o mașină, să mai luăm o mașină, că am tras speranță că vine Consiliul Județean. Domnul Jașcu, avem 3 mașini, dar 2 deja sunt uzate și decât să le mai repar, mai degrabă mai cumpărăm, am găsit o mașină în Germania de vreo 180.000 de kilometri, Mercedes, bună, ca să putem să facem față dacă lăsăm gunoiul omului și nu luăm. Deci gunoiul este generator de microbi. Deci, problema este în felul următor. Trebuie să înțeleagă și cetățeanul din Liești, că așa cum au înțeles și le mulțumesc pe această cale faptul de a da gunoiul selectat și de a pune plasticul și reciclabile în saci cum le dăm, așa trebuie să înțeleagă că haideți să dăm gunoi menajer, gunoiul menajer să-l ducem la vasul lui. Iar gunoiul ăsta care măturătura din curte și ce mai sunt resturi vegetale și deci ce așa. Nu este gunoi menajer, ce este biodegradabil, da. Vrem să facem o platformă de gunoi ecologică și să le ducem acolo. Dar, o singură chestie, da. Să fie doar vegetal. Când mi-ai dat, am venit în ziua când trebuie să duc la Vaslui, la groapa de gunoi, la Roșiești, să duc gunoi, dăm doar gunoi menajer și vin odată la 2 săptămâni. Păi și da, am făcut o campanie de informare, ați discutat cu oamenii. Am făcut campanie de informare. Am făcut... Le-am distribuit cetățenilor și niște compostitoare așa. În care să-și pună materialele verzi. Dar, vedeți dumneavoastră, o mare senzație asta de că este furat. Păi, este furat, păi, dar dacă plătesc, de ce vine odată la 2 săptămâni și mi-au gunoi? Sau de ce nu mi-a tot? Păi, dar eu stau la bloc, plătești, dar eu nu stau la bloc. Și spun, dacă eu nu dau gunoi, eu nu plătesc. Dar nu ai cum să faci gunoi. Dacă bine ar fi și în sistemul integrat al deșeurilor care va veni la Consiliul Județean, mașina să aibă, așa cum am hotărât noi ultima oară, să aibă cititori de chipuri, iar chipurile să fie pe tomberoane și când ai luat și la kilogram și ai zis, băi, Boț Iulian, luna asta mi-ai dat 100 de kilograme de gunoi. Cât e tona de gunoi? Atât. Atât îți iese factura. Și atunci vedeți dumneavoastră dacă se mai schimbă un pic. Mai aruncă lumea. Băi, ai dat mai puțin, mai puțin. Bun. Dar noi trebuie totuși, serviciul de salubrizare, domnul Jașcu, trebuie să fie funcțional. Asta nu înseamnă că mulți spun, dar eu dacă nu dau gunoi, dar dacă ai să dai gunoi, că tu nu dai gunoi, tu, ăla nu dau gunoi, și ai intrat în faliment, l-ai închis. Vii la un moment dat când spui, păi dar vreau și eu să-mi iei gunoiul. Păi cu ce să le iau dacă o falimentat societatea? Pentru că noi, nu mai este acum a primăriei cum era odată. Am fost obligați, prin lege, să avem administrator, să avem contabil, cu toate că administratorul... Nu se externaliză. Nu, să vă rupeți din este asociat unic, este Consiliul Local. Este Consiliul Local. Dar vedeți dumneavoastră, înainte rolul administratorului îl deținea viceprimarul, contabilitatea, caseria din primărie lua banii. Acum, obligându-ne legea ca să angajăm administrator, să angajăm contabil, să angajăm hârțogărai, ce mai casier, ce mai ai pe acolo, și plus alte cheltuieli care sunt, asta nu face decât să crească această taxă.
a salubrizare. Da, corect. Bun, ce facem o problemă legată de salubrizare? Dar este... v-am spus, sunt foarte bucuros la Liești, eu cred că la Liești. Da. Și mă mândresc cu chestia asta. Gunoaile astea reciclabile, reciclarea se face, cred că, în procentul cel mai mare din județ. Am trecut și orașele. Chiar vă invit să veniți la noi și să vedeți cum se ia reciclabil și să vedeți cum e pe la oraș. Bun, ce faceți cu gunoiul de grajd? Oamenii spun, domnule, am niște animale, nu pot să-l duc, gunoiul, unde îl duc? Că unii își mi-am mai aruncat în grădină, dar nu merge tot gunoiul de grajd în grădină. Gunoiul de grajd, gunoiul bun, deci haideți să vă spun la Liești, gunoiul de grajd de aproape că se vinde de acasă. Toți cei care au animale, deci se duc și-l duc. Dar, v-am spus, acum urmează să depunem pe PNRR, pe fonduri europene, un proiect cu platformă de gunoi de grajd. Iar în această platformă de gunoi de grajd vom pune și composturile astea, și biodegradabilele, domnul Jașcu. Bun, și asta ce faceți? Și până la asta, după aia îl dați ca îngrășământ? Sau? Da, bineînțeles. Îl dăm ca îngrășământ. Ah, e bun. Deci, bun. La o să rezolvăm și problema asta. Să dea Dumnezeu să mai reziste animalele, că întrebam băieții la dispensar câte bovini mai sunt în Liești. Deci, cu vaci, cu viței, cu cei care mai au microferme, mai sunt vreo 110 capi. Cam puțin. Cam puțini. Păi eu când am plecat în 2008, când am plecat la primărie, erau 800 și ceva de bovini. Erau 750 de cai. Acum mai sunt 100 de cai, mai sunt... Deci voi capri au mai rămas, omul și-o mai lăsat câte o căpriță și-o mai lăsat ca să o mulgoține, da, o ține pe acasă. Dar sunt foarte, foarte puțini, domnul Jașcu. Noi nu reușim, deci noi ar trebui să reușim să ne asigurăm mâncarea proprie, iar surplusul să-l valorificăm pe piață. Aici, iar sistemul nu a făcut nimic. Bă, m-ați nebunit cu sistemul ăsta. Sistemul nu a făcut nimic, domnul Jașcu. Bun. Din proiecte europene pe care le-ați mai enumerat de-a lungul timpului și care credeți că ar fi eligibile, ce ați putea accesa, ce fonduri și în ce direcții? Domnul Jașcu, deci din ce am depus, suntem în curs de licitație pentru pistele de bicicletă. În toată comuna sau numai nu, între... Deci doar 3 km, că atât s-a finanțat. 3 km aici de pistele de bicicletă. Aici între Liești și Hanu sau? Da. Nu. Da. De la pădurile la Hanu Conache până în centrul la Liești. Dar eu am mai zis partea cealaltă, partea primăriei, voi face trotuarele din pavaj. Unde este pista de bicicletă să circule doar bicicliștii? Și dincolo pietoni. Dincolo pietoni. Să nu existe riscul de a-l accidenta. Un biciclet să dea pentru că sunt foarte multe biciclete în Liești, sunt foarte multe biciclete dintre astea electrice. Care, da, nici merg viteză. Merg. Deci, noi creăm condiții. Încercăm să creăm condiții. Bun, biciclete, altceva. Mai avem, de asemenea, un centru de colectare cu aport voluntar. Asta... Unde este vechea, unde era vechea platformă de gunoi de la semea de la Liești. Așa. Și ce acolo. Vine omul și aruncă gunoi acolo sau? Exact, domnul Jașcu. Pentru că la un moment dat vine cineva. Noi la ora actuală nu luăm textilele. Așa. Nu luăm textilele. Și omul spune, dar eu ce fac cu ele? Păi, haideți să-i creăm întâi condiții. Da, vii acolo la centru cu aport voluntar. Da. Să le-ai adus tu. Mobilă, chiuvete și toate chestiunile acolo vor fi. Deci este o investiție de vreo 6 milioane de lei pe care cu fonduri europene. De asemenea, iluminatul public. Avem mai bine de jumătate de comună pe care vom schimba LED-urile. Vom schimba lămpile actuale cu lămpi cu LED, lămpi inteligente pe care cu telegestiune. V-am mai explicat. Seara, de la o anumită oră, va fi un 10W. Și aici să facem economii. Pentru că la ora actuală noi am, la Liești, pentru că erau facturile prea mari, am mai redus din numărul de lampe. Am mai întrerupt. Ca o noutate, mi s-a dat avizul de la Electrica pentru acel parc fotovoltaic care îl avem la Hățaș, la Liești. Și acum ai... Durează, suntem aici la Galați, mă cheme Galațiu, sunt ei autorizația să mă apuc să-l pun în funcțiune. Dar vedeți, dumneavoastră, a durat un an și ceva. Asta e România. Asta este. Bine că se face până. Iar mă iau de sistem. Lăsați sistemul numai. Școala verde era proiect. În ce constă?
Da. Urmează să depunem un proiect de modernizare a școlii gimnaziale numărul 1 Liești. Avem proiectul să-l depunem. Da. Până acum era 4, 3. Să-l depunem, nu a fost 3 și 2, 4 încă nu. 4 am de gând să-l depun prin transfrontalier, prin proiect transfrontalier. Dar la 4 n-ați făcut terenul de sport cu nocturnă, cu vestiar, nu-i școala 4 acolo? Da. Păi ați făcut la școală. Eu vorbesc de școală. Școala în sine, nu? Deci programul ăsta pilot cu școala verde, deci îți dă inclusiv microbus școlar electric. Electric. Iar la pistele de bicicletă, am omis să vă mai amintesc, avem și 5 stații de încărcare pentru mașini electrice. Era condiție... Aș face tu un fel de parcare acolo, da. Să trag un. Deci avem la școala 4 și la, și la parc, la Șerbănești. Bun. Știu că aveți un proiect mai vechi privind cadastrarea în Liești. Cum stați cu... Da, deci se lucrează. Suntem în grafic. Asta vă zic, suntem în grafic. În grafic. Față de alte localități, noi suntem chemați la o analiză așa, odată la 3 luni, la oficiu, la UCPI, la Galați. Da. Și noi Leștiu stăm cel mai bine. Sunt localități unde... Dar aveți, v-ați făcut asta de evidența persoanei acolo, în birou, sau? E de acum. Păi și vorbeam acum de cărțile astea care se apară cu astea noi, cu ele, cu date biometrice. Da, da, și, avem. Și discutăm momentan, și momentan acum, vedeți, noi avem biroul de evidența populației. Dar tiparnița este tot la Galați. Acum n-o zrea și la ora actuală este o criză iarăși de plastic. Da, da. Și dăm o dată la 3 săptămâni buletine. Dacă sunt urgențe, care sunt urgențe, atunci astea le facem. Dar iarăși nu înțeleg de ce criza asta de... Da, probabil că am înțeles să fac undeva în afară și... Să fac în afară, da. Știți, totuși este și o explicație. În urma recensământului, majoritatea sau toate comunele care nu aveau nomenclator stradal, așa, da. Deci s-au făcut nomenclatoarele stradale și acum lumea este nevoită să schimbe buletinul, mai ales vedeți dumneavoastră că acum când s-au dat cardurile astea de energie, când s-au dat pentru pensionari, da. Trebuia ce în buletin, așa trebuie să fie și pe contract și pe tot. Și o trebuie lumea să schimbe buletinele. Corect. S-au mai schimbat numele, da. Deci, acum cu proiectul cu Casa Verde, cu panouri fotovoltaice la persoanele fizice, păi, cum scrie da. Adresa pe buletin, trebuie să fie și adresa la intabulare și adresa peste tot, peste tot. Și toată lumea trebuie să... Eu dacă îi dau de la primărie adeverință, că e strada cu tare numărul tare, așa trebuie să-i fie și buletinul. Și cred că deci s-au creat... Foarte pe scurt, ați avut zile comune, oamenii mulțumiți, cel puțin cu cine am stat noi de vorbă, foarte bucuroși că le-ați oferit un program artistic. Da, domnul Jașcu, la sfârșit a venit ploaia. Dar eu am zis, nu trebuie să urăm ploaia. Bun. Dacă am ști că ar ploua de câte ori facem ziua comunii la Lești, am face-o în fiecare lună. Numai să ne dea Dumnezeu ploaie, că încet, încet... Seceta parcă, cam deodată câmpurile arată bine, dar dacă te uiți la plante și le vezi suferă. Că plâng după un pic de ploaie. Întrebarea era foarte bine că ați făcut spectacolul ăsta, lumea mulțumită, mai faceți festivalul pastramei în toamnă sau? Da. Că asta tot întreabă oamenii, că ăștia au ținut mai n-am mai făcut acel târg de toamnă, cred că de la pandemie. Păi tocmai. Pandemia asta ne-a scos anul trecut, am făcut doar ziua comunei. Anul ăsta vrem să revenim și să angrenăm copiii. Păi, angrenăm copiii, aveți copii buni și curunița satului, aveți copii și totodată, știți cum, aș vrea ca să o leg această sărbătoare a târgului de toamnă cu ziua cu hramul bisericii, cu Vioasa Paraschiva. Deci cu 14 octombrie. Adică acolo biserica, la piață avem și biserica, să fie o sărbătoare, să fie ca o sărbătoare locală. Să vă aștept Dumnezeu să faceți. Noi am depășit timpul alocat emisiunii. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți pe TV Galați.